epistolele și harta. Te ascultăm ce zic. Bună ziua! În cele tale sunt puțin răbușit, dar o să încerc să continui așa. O promovare pe munți, sau lumea reală și lumea ideală, nu e un titlu inventat de mine, ci este numele unei cărți. Cum a apărut această carte? Este mai greu de explicat dacă nu v-aș povesti înainte ceva pregătitor. Și anume, faptul că după o stăpânire a unor mănăstiri și apoi a unor neamuri de boieri, culminând cu cei din neamul Ghica, pe care urmași au ajuns și pe tronul țării românești, pasivul Penteleu, pentru că despre el este vorba în principal, a fost împărțit în foarte multe moșii. A fost înstrăinat de obștile de moșneni și a încăput pe mâna unor cotropitori. Un astfel de cotropitor era Enache Persescu, grec de origine, un boier destul de bogat, care avea o pasiune extraordinară și destul de inedită pentru perioada aceea. Vrea să devină celebru. Celebru prin ce? Prin turism. Dar nu un turism așa cum îl percepem astăzi, ci un turism în care cei care veneau să fie numai celebrități, iar aceia nu plăteau nimic, dar în schimb trebuie să scrie despre el și să-l facă pe el celebru. Unul din acești oameni care a trecut porțile stabilimentului său de la Gura Teghii este scriitorul Constantin Aricescu, mai mult cunoscut pentru lucrările lui din zona Argeșului. Însă, acesta venind aici, a fost foarte, foarte impresionat de ceea ce a văzut și a lăsat o carte cu acest nume, O preumblare pe munți, dedicată către un prieten al său, Grigore Mavrotolu. De ce nu este dedicată lui Persescu? Pentru că este vorba de Persescu, nu putea să-i dedice lui de vreme cel lăudat de mult. Desigur. Să pornim, deci, urmele lui Aricescu. Ți-am promis, iubite Iorgu, ați descrie în poezie impresiile mele cele din călătorie. Precum știi, anul acesta am voit să vizit eu munții din Buzeu și în parte renumitul Penteleu. De voi ați cântat în versuri și devenit imortal de vreo câțiva ani pace prin vestitul Cașcaval. Răspund că ați auzit de celebrul Cașcaval de Penteleu. Povestea lui este ceva mai veche, nu a început la Persescu. Munții Buzăului și, în special, Penteleul, așa cum spunea și profesorul Ion Ponea, după niște manuscrise ale Petrescu Burloiu, a fost un loc unde se organizau niște târguri. Drăgaica, de exemplu, cea pe care o cunoașteți astăzi, lângă orașul Buzău, se ținea pe Penteleu. Și, în primul rând, era un loc de întâlnire al ciobanilor din ambele, de pe ambele părți ale Carpaților, din Ardeal și din Țara Românească. Sigur, aceste lucruri au dus, la un moment dat, în secolul XVII, la niște neînțelegeri între moșnenii păltineni și locuitorii din Zagon, care își încălcau proprietățile, nu respectau granița și astfel ajungeau să și captureze prizonieri reciproc, până când situația se remedia. Am găsit într-un ziar din 1880 și ceva un articol scris de un scriitor anonim care spune așa: după câteva ore începură a vedea pădurea rărindu-se. Aici se încetau locurile de pășune, unde turme de oi pasc lunile de vară și produc acele renumite brânzeturi și cașcavaluri care împrumută muntelui Penteleu pe lângă calitățile ierburilor sale și încă numele cel poartă. Persescu a văzut aici o oportunitate foarte mare și a luat în stăpânire cășeriile respective unde se producea cașcavalul de Penteleu. Așa că și-a deschis prin intermediul unor cunoștințe magazine special în București, unde era cea mai mare piață de desfacere. Și astfel, anunțurile privind cașcavalul de Penteleu au împânzit toate ziarele vremii. Acestea sunt din perioada 1864-1866. Dar să vedem cum a ajuns Aricescu acolo, pentru că drumul e cu peripeții. Mai multe drumuri duc, frate, la muntele Penteleu, pentru a ta înlesnire îți însemn câteva eu. De la Băleii de Munte, drumul prin Drajna de Jos, prin Ogretin și Nucșoara, până la Chioșden, e frumos, până aici cu trăsura, fie cu cai sau cu boi. După cum știți, județul Săpuien tocmai se desfințase, fusese împărțit între Prahova și Buzău, iar drumul de pe Valea Telajului decăzuse foarte mult datorită deschiderii drumului mare de pe Valea Prahovei. Însă acesta încă era practicabil și destul de circulat, deci era o posibilitate foarte bună de a ajunge în zona Penteleului. Dar există și alte posibilități. Mai departe, apoi cu calul prin Poiana, care nu este altceva decât poenile, astăzi de sus și de jos în comuna Chioșdu, prin Prihodiști, pe care l-am găsit doar pe această hartă. Prihodiști înseamnă, este o trecătoare, asta înseamnă, deci vedeți, trecătoare către ceva. Iar apoi la Nehoi, nu este altceva decât orașul Nehoiu.
Deci drumul poate fi trasat cu ușurință pe această parte. Chiar dacă este unul la 50.000. Tot de la Ploiești mai este un drum, este un alt drum la pe la Blejor, dând prin conacul de piatră sau călare sau cu boi. Treci cu Iscenin, Bămințișurul, mergând până la Păturlaci. De aici în Valea Bucu, unde spun că ar fi mulți faci, trebuie rima să fie completată. Eu nu am reușit să identific, din păcate, conacul de piatră. Conac, cred că era folosit cu înțelesul de loc de popați, deci putea fi oriunde în bazinul Telajului sau pe Covul Isărat. Dar de la Bușceni, de pe Valea Bâscăi, că eu știu, lucrurile sunt un pic mai clare, e clar că a ieșit la conferința acesteia cu Buzăul și apoi mi-a sus pe Valea Buzăului, în continuare spre Valea Lucului. De aici, iar la Mlăjet treci Buzău. Aici era singurul pod peste Buzău, nu exista podul de la Pătârlagele, mamă mai celebră. Și mergi până la Sibiciu. Și de aici la Persescu. Dar pe unde? Nu mai știu. Știu numai că drumul este foarte greu și obositor, prin pături, dealuri și râpe, vai de bietul călător. Interesant este că Vasile Orbulescu, cu 20 de ani mai târziu, un dicționar geografic al județului Buzău, scrie într-adevăr că drumul de pe Valea Sibiciului, pentru că despre el este vorba, era foarte râpos și periculos și în continuare și astăzi este la fel. Deci de preferat să locolim atunci când mergem către el, pentru rău. Ce folos de aceste locuri igienice și bele? Fără trăsuri și locande, fără drumuri și șosele. Faceți drumuri și șosele mai înainte decât toate. Și apoi stabilimente și cu prețuri moderate. De voi să atrageți lumea, de voi să câștigați, căci altfel faceți fiasco, altfel vă discreditați. Deci cu toate acestea, drumurile erau o problemă și atunci, da? Obișnuit fiind cu trăsuri, mai puțin cu cal și mult mai puțin pe jos, drumurile erau o adevărată povară. Însă se pare că efortul a meritat. Am plecat de la Persescu ca să merg la Pentelemon, în sfârșit a ajuns. Însoțit de un sătean vesel, anume Petre Brăgheu. Am luat-o pe Rosile, plaiul cel despre apus, aștenut cu un covor verde. Peste puțin am ajuns. La vadul ce zice pornul și pe jos am coborât, căci burase, iar dealul e la repede urt. Este foarte interesant că tocmai această strofă l-a inspirat pe preotul Gabriel Focora să găsească adevărată explicația denumirii Bâsca Rusilei. Nu știu dacă știți, în literatura geografică este mai mult folosită Bâsca, simplu. Este râul care se formează la confluența râurilor Bâsca Mare și Bâsca Mică în dreptul localității Valland de astăzi. Ei, numele de drept este Bâsca Rusilei, aici este puțin deformată. Ce este Rusile? De fapt este un plai, este cel mai mare plai, pe lumea ce era și o poiană foarte frumoasă, foarte apropiată de locul de confluență. Fiind acolo confluența, de acolo purta numele Bâsca Rusilei. Toate acestea se găsesc în cartea lui Gabriel Popora, la Poale Pentelui, o carte foarte bună pe care o recomand oricui, care spune mult mai multe de atât. Deci merită citită, un pic mai rar. Tot șirul de munți din dreapta, până la luminelor izvori, se zice curse, căci o formă a unei curse de dihor. Și ne folosim de harta specială austriacă din 1875 să identificăm locația respectivă, deci drumul pe care a trecut Aricescu împreună cu ghidul său, pe valea râului Bâsca Mare, în partea estică, apare vârful cursele de pe muntele Omănim. Mai departe, munții care sunt la stânga poporului a botezat Valea Dracului și Tega, Muntea lui Copacul și Rânacul. Toți acoperiți cu salve de gorun, de plop și faci, iar prin iarbă vinuri licuresc drage de fragi. Deci avem pe partea cealaltă, deci în vestul cărții din stânga, avem vârful Dracului, Tega, celelalte motive de spațiu nu le-am mai introdus. Dar sunt și ele trecute pe acest act extraordinar. Mergând astfel prin pădure, în meditări absorbit, la pichetul cel de iarnă, iată-le că am sosit. Deci pe drumul de pe plaiul Penteleului era un pichet de iarnă, știți că era o zonă de graniță, pichetele împânzeau tot acest spațiu și turiștii, dar în special cei care cunoșteau pe localnici, puteau să nopteze în aceste spații. Am găsit o singură fotografie cu un astfel de pichet, cu siguranță era mai sărăcăcios de atât. Dar în tot cazul era un loc bun de socializare. Și începe un dialog între el și ghidul său. Ți s-a întâmplat vreodată cu un urs să te întâlnești? Și de aproape și departe. Și dacă nu îl zădărești, fuge de român îndată. El e fix față de seamă. Când mănâncă vreo vită, atunci îți trage o palmă. Și te scuipă și te strânge în brațe până când mori. Și ce face atunci omul? Dai topor, îl omori. Dar nici omul cu viață nu mai scapă. Vai de el. Chiar dacă pe urs o moară, de frică, moare și el.
În sfârșit ajung, ultimul popas fiind acel pichet, se ajunge de vârful Penteleu. Astfel iubita mice, în vârful lui Penteleu, o strigare de admirare și din pieptul meu. Împrejurul meu o grupă de mii de munți uriași, Zănoaga și Nicleușul, Viforâtul, Cernatul, Măceaș, Furul și Piciorul Caprii, Mușele, Giurgiu, Brezleu, între care ca un rege se înalță Penteleu. Foarte interesant că spune vârful lui Penteleu. După cum știți, majoritatea vârfurilor din Carpați provin din antroponime. De exemplu, Bratocea. Bratocea se pare că a fost un ciopan care avea proprietăți acolo sau cel puțin o stână. Așa se spune și despre Penteleu, că a derivat de la Pantelimon, Pantele, Pandele. Și chiar apare în, actele moldovenești, în special oameni cu astfel de nume. Altă teorie ar fi că Penteleu ar veni de la cele cinci culmi Pente, cinci care s-ar desface din Penteleu, apoi alte cinci izvoare care, unindu-se cu alte două, ar trebui ar fi cele șapte izvoare din nordul masivului. În fine, interesant de studiat, chestiune rămasă deschisă. Vede apoi vârful Caraiman undeva departe și spune că după el e Penteleu cu forma sa de vulturi. Pigmei par pe lângă dânsul toți munții cei din prejur. Adevărul este că cine a fost în zona Penteleului poate observa foarte clar faptul că acesta e mult imitualizat față de tot ce în jur, fiind cu 300 de metri mai înalt decât podul Calului, următorul vârful cel mai înalt din masivul, vecin. Iată ne sosit în fine la poiana cea frumoasă, iarăși un pichet de iarnă cu o vedere amoroasă. Acum este drumul de coborâre și ca să nu o ia pe același drum, încearcă altă potecă care era periculoasă. Amicul lui îl previne. Este foarte periculoasă poteca, nu e niciun fel de problemă, mergem pe aici, pentru că e extraordinar, m-am îndrăgostit de aceste locuri, hai să vedem ce vedem. Și coboară pe la piciorul Caprei, din nou se opresc la un cordon de iarnă. Se pare că a fost o mutare destul de proastă, pentru că până acest piciorul Caprei, acest munte colosal, e de toată frumusețea, este un munte regal, dar de la pichetul de la vale, deloc n-am exagerat, este chiar iadul lui Dante, loc sălbatic, presărat, cu rădăcini mari și pietre, un drum greu și urâcios, unde calul potignește și umpli mai mult pe jos. Este foarte interesant faptul că am găsit aici o ilustrare grafică din iadul lui Dante, care seamănă puțin cu ceea ce se întâmplă în scrierea lui Aricescu de pe Pentele. Mai mult până de vale îl întreb pe Brăgheu. Cam de două ori poate da. Și tot astfel e de rău, până la un loc e tot astfel. Greu drumul pacii, bădiță, dacă știam, nu veneam. Te-am prevestit de la stână, dar n-ai vrut, vină nu am. Pe aceea rândle oameni, fiind drumul foarte greu, drumul cel bătut și sigur e plăiul lui Penteleu, deci drumul pe care au venit, este și de coborâre și de urcare. Foarte interesante sunt drumurile din zona Penteleului, foarte multe sunt vechi și pentru că drumul de pe Valea Buzăului era foarte, foarte dificil, aproape impracticabil, se foloseau aceste poteci. Acele poteci pe care v-am spus că mai prindeau moștenii păltineni și pe cei din Zadon, și țineau prizonieri pentru anumite perioade. Am continuat iar drumul, care este tot pietros, dar călare de asta dată, căci nu mai puteam pe jos. De aici văzuim vale cu sculița ce urla și vreo două răstraie și oameni care lucra. Foarte interesant că se menționează Rubu Sculița. Rubu Sculița se află la nord de Penteleu, i-au coborât pe la sud, pe piciorul Caprei. Deci nu avea cum să fie această busculiță. Însă versul următor ne aduce mai aproape de adevăr. De la padul Oii, drumul e pe al curselor picior, tot pe lângă busculița ce urlă îngrozitor. Ori despre cursele, deja am văzut că se află la confluența celor două uște. Și deci busculița nu este altceva decât busca mică, cum o alinta Aricescu și doar le o să găsim această denumire. Vedem cursele, muntele cursele la stânga, la vest de busca mică. Am urcat mai mult de o oră când m-a pomenit un plai și m-a crezuit deodată că m-a făcut chiar în rai. Podul Calului e un munte maestos și colosal, de elefant are corpul și capul său ca de cap. Acum urmează cealaltă excursie la podul Calului, pe masivul Podul Calului. Practic, din gura Tegher făcea trasee, la anumite intervale, făcea trasee în diferite direcții. O să vedem o parte un pic mai târziu. Acum era rândul să meargă pe Podul Calului. Acesta este Podul Calului și pentru că nu am găsit pe tot internetul o imagine în care să combine un elefant cu un cal, la modul în care să fie capul de cal și corpul de elefant și doar invers, presupun că Aricescu s-a referit la desene rupestre, care încă nu au fost descoperite în zona Buzăului, dar nu se știe niciodată. Un mic cărbun este Crasne. Foarte interesant aici, reiau, este faptul că acest capitol, această epistolă începe așa, Cheia și Crasne. Și imediat m-am gândit la teleajul.
Mănăstirea Cheia, Mănăstirea Crasna. Crasna mai sus de Schiulești. Nu este așa. Crasna este un mic sat, astăzi aproape dispărut, de pe Valea Buzăului. Iar Cheia este acel loc renumit Cheia Buzăului, unde Nicolae Orbitan spunea că se îngustează atât de mult valea, că drumul este efectiv săpat în piatră. Un mic cătun este Crasna, ca de 15 case, locuințele curate și vitele prea frumoase. În casa lor, necesarul, regulă și curăție, dă ospitalitate tuturor bucurii. Bun, acum, următoarea călătorie o face în zona vestigiilor rupestre. Este primul autor, dacă nu puneam socoteală de două dobescoale, că nu însemnări niciodată nu au fost date de aidală, care ajunge să scrie despre vestigiile rupestre. Și am ales aici spre ilustrare doar fundătura din lipsă de spațiu și de timp. După o oră de pauză am pornit cu toți călare să vizităm fundătura. Biserica nu e mare, însă este pitorească, fiind în stâncă scobită, numai tinda de lemn este și cușița acoperită. Biserica fundătura încă apare probată de secolul 20, deși ea dispăruse primea după secularizare. Și așa apărea într-o fotografie foarte apropiată de descrierea lui Aricescu, fotografia fiind făcută de către Alex Antoniu pentru Albumul General al României. În 1893, dacă nu mă înșel. Da? Ce vedeți aici este, de fapt, o biserică rupestră care avea acoperită. Foarte interesant este că lângă această biserică avem și niște porumb, o parcelă cultivată cu porumb. Dacă o să ajungeți în zona aceasta, o să vedeți că fundătura părăsită fiind nu mai are niciun fel de anexă de lemn, ci este într-o fostă poiană, acum e o pădure foarte deasă, de fapt, lemn de urzici. Să vedem totuși pe hartă unde a mers. Deci a plecat din Gura Teghii sau Bâsca Penteleu și a mers pe vârful Penteleu, Podul Calului, Podul Grecilor, apoi în zona între Bâști sau unde este Varlamul de astăzi, apoi la Mocealu și Lopătari și în zona vestigiilor rupestre, adică mai sus de Nucu și Alunuș, sigur, pentru că Valea Buzăului nu intra în această hartă, nu a mai trecut și chiar și Crasna. Însă, deja călătoria se apropie de sfârșit și pe Aricescu îi trec o grămadă de sentimente neplăcute, gândindu-se că trebuie să se întoarcă. Când gândesc că în 8 zile expiră concediul meu, când gândesc că de astea locuri o să mă despart, iar eu credem, asta idee mă întristează amar, încât nu mai sunt în stare ca să schimb verzma. Uneori îmi vine, frate, totul ca să părăsesc și familie, și lume, și aici să viețuiesc. Dar în lume omul are datorii de împlinit și când ai copii și soață de care ești mulțumit, pentru ei și pentru țară trebuie să te jertfești.